medicație pentru genul ăsta de probleme, pentru că lucrurile scapă sub control la un mod foarte, foarte sever. De exemplu, poate să apară depresie, poate să apară anxietate, poate să apară o izolare socială care realmente scoate individul din orice fel de rețea socială reală. Și atunci lucrurile sunt destul de severe la nivelul ăsta. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși! Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Codul penal a trecut astăzi și de Camera Deputaților, iar președintele României a anunțat că îl va contesta la Curtea Constituțională. Iohannis consideră că modificările care s-au făcut sunt fie inutile, fie chiar toxice. Iar în această seară veți vedea, mă rog, ce uită să spună președintele României, pentru că a uitat să ne spună ceva foarte important. De altfel, discuțiile din Parlament au fost tensionate și presărate cu vaiete, furie, disperare, amenințări și chiar scene ridicole. În această seară vom comenta implicațiile și sigur că vom analiza din perspectivă politică toate cele întâmplate. Pe ce mizează Iohannis în războiul pe față cu actuala putere? Ce îi se pregătește, de fapt, președintelui României? Ce se întâmplă cu actuala coaliție după acest scandal? Opoziția iese întărită sau slăbită după tot acest război? Și sigur, nu în ultimul rând, vă voi arăta și topul minciunilor despre codul penal. O parte din top, pentru că acel cod penal este foarte stufos și nu putem să facem 50 de emisiuni numai cu topuri de genul acesta. Îl salut pe domnul George Jiglob, politolog, lector universitar la UBB. Bine ați revenit după aproape un an. Bună seara, mulțumesc de invitație. Bine ați revenit. Scorul la vot a fost în felul următor pe codul penal. Erau necesare 165 de voturi. Au fost 167 pentru și 97 contra. Și m-aș opri puțin pe scorul ăsta. Unii ar putea să spună foarte strâns. Legea fiind organică, trebuia majoritate calificată. Altfel, între 167 și 97 e ceva diferență. Scorul e strâns, dar nu cred că e neapărat surprinzător că e atât de strâns. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Parlament ne duce oarecum cu gândul spre un rezultat de acest gen. Pentru mine nu e o surpriză, pentru că nu mă așteptam să existe o majoritate covârșitoare în favoarea acestor codului penal în cazul de astăzi, pentru că am văzut deja cam cât de împărțite sunt taberele în dezbaterile și de la codul de procedură penală și de altfel suntem în dinamica asta în Parlament de când discutăm despre toate legile justiției, da, da, așa cum sunt etichetatele în ansamblu. Și nivelul de implicare, aș spune, la care au ajuns parlamentarii, emoțional inclusiv, în toată dezbaterea asta, poate mai degrabă emoțional decât cu competență, ceea ce înseamnă fondul problemelor care se discută, e destul de mare. Și atunci, faptul că PSD s-a luptat atât de mult, PSD și ALDE s-au luptat atât de mult să obțină această majoritate, toate voturile de care au avut nevoie, era oarecum previzibil și de altfel, lucrurile era clar că vor fi complicate și de zile trecute, de când UDMR și-a anunțat foarte tare poziția până la anul mai susține forma în care s-a trecut acum codul penal. Cred că ceea ce s-a întâmplat în aceste zile ar trebui să prefigureze oarecum ce se va întâmpla și în anii următori pe care mai avem până în 2020, pentru că am intrat într-o logică mult mai complicată decât până acum. Până la votul de astăzi, dar au mai fost momente, să ne amintim moțiunea împotriva lui Grindeanu de acum cam un an, când tot așa PSD a trebuit să se lupte foarte mult pentru a obține acele voturi în favoarea moțiunii de cenzură simpatic Grindeanu pentru celălalt, da. La momentul respectiv.
Dar sunt astfel de momente în care, pe de-o parte, UDMR joacă foarte tare rolul acesta de potențialul de șantaj pe care îl are până la urmă la adresa majorității și e firesc să facă asta, inclusiv prin a negocia pentru lucruri care sunt... Senatul a făcut o chestie foarte interesantă. Au rămas în sală să păstreze cvorumul, ceea ce a făcut pe reprezentanții opoziției să se întoarcă. Ei credeau că UDMR iese și nu o să fie cvorum. Dar n-au votat. Dar au ajutat totuși prin cvorum. Au ajutat prin cvorum, exact. Deci sunt o fel de chestiuni de tehnică, aș spune, de luptă de gherilă până la urmă, care se întâmplă în Parlament și care nu sunt neapărat foarte ușor de priceput, de asimilat, să zicem, de către cei care privesc. Pentru că trebuie să cunoști toate procedurile parlamentare de-a capul al fine, ca să înțelegi. Dar, repet, cred că vom mai fi în situații de acest gen, pentru că lucrurile sunt atât de tensionate în momentul ăsta. Sigur, o să ne apropiem de vacanța parlamentară, poate se mai relaxează. Dacă nu, cumva se va prelungi cu o altă sesiune extraordinară. Sesiune extraordinară, exact. Dar vom mai fi în astfel de situații și până la urmă nu neapărat pentru că inclusiv aceste legi se vor mai întoarce, probabil, de așteptat să mai fie retrimise. O să vedem, președintele chiar a anunțat că le va contesta la curte. Dar e posibil ca PSD să mai intre, cel puțin poate pentru încă aproximativ un an, în astfel de bătălii pe care le duce în Parlament. Dar spun poate încă un an pentru că mă aștept ca pe măsură ce ne apropiem totuși de alegerile parlamentare să mai reducă un pic nivelul de tensiune, pentru că Liviu Dragnea, dacă va mai fi el sau PSD în ansamblu, știu foarte bine că PSD pierde alegerile, poate inclusiv parlamentare, atunci când tensionează foarte mult contextul și mobilizează pe cei care nu votează cu PSD, dar nici nu vin neapărat la vot. Dar când sunt foarte tare călcați pe coadă acel segment de electorat, atunci vin și votează. Deci cred că PSD va evita să intre într-o astfel de logică foarte aproape de alegeri. Dar până atunci mai e cam un an în care s-ar putea să mai vedem momente de genul acesta. E foarte interesant declarația președintelui Klaus Iohannis, petrecută la scurt timp după votul din Camera Deputaților. Iată ce spune președintele imediat după ce Camera a dat drumul la acest cod penal. Doresc să comentez pe scurt acest eveniment pe care îl consider de-a dreptul revoltător. Este pur și simplu inadmisibil cum a transformat PSD-ul procedurile parlamentare și cum se acționează în ziua de azi în Parlament. Ceea ce se întâmplă în aceste zile se numește dictatura majorității și este profund dăunătoare democrației. Avem o sumedenie de politicieni în România care clamează că noi trebuie să dăm mai multă atenție Parlamentului. Pentru asta, în primul rând, Parlamentul trebuie să-și dea atenția cuvenită. PSD-ul a trecut în timp record codul penal prin Parlament, cu un simulacru de dezbatere în Camera Deputaților și acest lucru este profund dăunător. PSD-ul a reușit în scurt timp să distrugă demnitatea actului de legiferare, a reușit în scurt timp să transforme dezbaterile din Parlament într-o dezbatere lipsită de transparență, cu un rezultat previzibil, se trece cu tăvălugul peste argumentația opoziției. Asta despre procedură. Despre conținutul codului penal modificat, voi avea o prezentare mai lungă atunci când voi contesta la Curtea Constituțională acest act normativ. De asemenea, este bine de știut că și codul de procedură penală la care m-am referit acum câteva zile este în pregătire pentru a fi contestat la Curtea Constituțională. Modificările care s-au făcut în bună măsură sunt fie inutile, fie chiar toxice sau dăunătoare și am de gând să folosesc toate instrumentele constituționale pentru a contesta aceste două acte normative.
Ar fi mult de comentat aici, dar deocamdată prima întrebare este următoarea. Adică domnul președinte Klaus Iohannis refuză să semneze decretul de revocare a doamnei Kövesi, la care îl obligă o decizie a Curții Constituționale, dar apelează la aceeași Curte Constituțională împotriva schimbărilor din codul penal. Când e bună și când nu e bună. Cred că asta e una dintre problemele pe care le avem de câteva săptămâni încoace legat de felul în care ne poziționăm cu toții față de Curtea Constituțională, pentru că acea decizie care o vizează în mod direct pe doamna Kövesi și reacția președintelui de după, care durează până zilele acestea, felul în care s-au poziționat atât majoritatea parlamentară, strada, protestatari, opoziția, în fine, toată lumea cred că se raportează greșit la Curtea Constituțională, pentru că fiecare ne raportăm cum ne place, când adică ne place. Dacă ne convine decizia, am senzația că salutăm decizia și dacă nu ne convine, deși e dată de aceiași judecători, începem să avem o problemă cu ei. Asta se întâmplă. Cumva asta vizează, cred, chiar și pe președinte, pentru că să ne amintim când a numit-o pe doamna, a acceptat nominalizarea doamnei Dăncilă în ianuarie, ceva de critici, inclusiv din cei care au fost alături și sunt și astăzi alături, s-au bătut asupra lui, cumva pentru că nu le convenea decizia. Acum, după ce au avut altele, cum ar fi să nu accepte revocarea propusă de Tudorel Toader, iarăși lumea era în favoarea lui. Cam la fel se întâmplă și cu Curtea Constituțională, inclusiv, într-adevăr, felul în care se raportează președintele acum la Curte. Aici cred că e o nuanță. Curtea poate că, iar nu știu dacă intenționat, dar a lăsat o minge la filop prin faptul că nu i-a dat acel termen până la care să aplice decizia nu respectivă. Nu cred că ar putea constituțional să-i dea un termen, căci nu prea rezultă din Constituție. Să dea o explicație legată de până când ar trebui, da. Pentru că altfel președintele forțează într-adevăr acum, pe de altă parte și-a și asumat faptul că va încerca să întârzie cât de mult poate unele decizii. În același timp, președintele s-a poziționat mereu ca un garant al instituțiilor, în primul rând, mai puțin al oamenilor propriu-zis. Și atunci când amână, să zicem, fapt, punerea în aplicare a unei decizii a curții, ridică foarte multe mici la fileul celor care îl critică. Mă întreb și judecătorii curții. Că ei sunt oameni până la urmă. Pe de o parte, ei au dat o decizie și ei știu foarte bine că domnul președinte încă n-a pus-o în aplicare și, pe de altă parte, se trezesc că de la domnul președinte o să vină niște contestații pe codul penal. Adică, mă întreb, așa, umani, ei sunt chiar niște roboți, ei să uită lucrurile astea, judecă doar pe litera legii, sau uman acum au și, cum să zic, sunt mult mai atenți cu ce vine de la președinte? Felul în care se poziționează curtea depinde destul de mult de cine e președinte. Pentru că eu fac comparație între curtea condusă de domnul Dorneanu și curtea condusă de domnul Zăgreanu înainte. Domnul Zăgreanu era, și domnul Dorneanu e politician, vine tot de acolo, dinspre Parlament, de un om de partid, la fel și domnul Zăgreanu din cealaltă tabără. Dar domnul Zăgreanu și asuma, ieșea în față și proteja cumva imaginea curții, deciziile, era mult mai vocal în a explica inclusiv felul în care se da, decizie. Inclusiv ieșea personal ori de câte ori de da o decizie pe un subiect extrem de contondent. Ba chiar l-am auzit și de când nu mai este președinte acum în contextul cu decizia care vizează pe doamna Kövesi și ieșind și apărând cumva poziția, chiar dacă nu era neapărat de acord cu ea, dar explicând care e logica prin care funcționează curtea. Domnul Dorneanu nu prea face asta și cred că greșește pentru că permite oarecum să planeze umbra asta de suspiciune foarte întins asupra felului în care se iau decizii și refuzând cumva o conversație care avea un precedent prin ceea ce făcea predecesorul lui, lasă cumva loc la foarte multe interpretări legate de ceea ce vedem, care e trecutul politic al judecătorilor, cine i-a pus acolo, când i-a pus, cu cine sunt prieteni și așa mai departe. Sigur, domnul Dorneanu era un taciturn și pe vremea când era în politică. Nu era un timp care să iasă foarte... Țin minte că maxim 3 emisiuni a ieșit domnul Dorneanu și când era în politică în ultimii 4 ani de mandat. Firea omului probabil așa, dar într-adevăr când ești un șef de instituție atât de importantă, ăsta e rolul tău până la urmă, să fii pavăză cumva. Adevărat. Deci avem această chestiune foarte interesantă. Curtea este bună, de pildă, Curtea Constituțională, atunci când i-a dat lui Dragnea decizia că nu poate ocupa funcția de prim-ministru. E foarte nasoală aceeași curte în aceeași componență și încep să iei să vezi de unde vin fiecare atunci când curtea a spus că domnul președinte Iohannis trebuie să semneze decretul de revocare a doamnei Kövesi. Erau fix aceiași oameni, nu s-a schimbat nimic în Curtea Constituțională între cele două decizii. Astăzi însă, după codurile astea penale și după speech-ul președintelui Iohannis, domnul Dragnea are și el o declarație care sună război cu toate armele. În momentul de față, iată ce declară Dragnea. Nu mă surprinde pentru că președintele Iohannis a folosit toate instrumentele, în mod abuziv, toate instrumentele
și atribuțiile pe care le are în Constituție pentru a bloca și alte legi. Legi care țin de guvernare, care țin de programul economic, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, sprijin pentru fermierii români și multe alte legi, legea salarizării, doar pentru a se întârzia, doar la un moment dat poate le iese această dorință care nu are legătură cu democrația de a găsi mijloace prin care acest guvern să fie dat jos, nu prin mijloace parlamentare sau constituționale. Eu spun de un an și ceva de zile, le-am spus-o și colegilor mei, că când mi-am asumat aceste lucruri și în campania electorală și ulterior, știam ce mă așteaptă și știu ce mă așteaptă. Numai că eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Foarte simplu și vă spun pe românește ca la noi în Telorman. Adică vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român și dumneavoastră și oricare din această țară să știe că poate avea încredere în justiție. O să urmez o suspendare a președintelui, pentru că niciodată nu l-am văzut mai furios pe Dragnea decât astăzi. Liviu Dragnea niciodată n-a fost mai vulnerabil, cred, mai ales după sentința. A fost vulnerabil și acum un an când trebuia să se lupte cu Sorin Grindeanu. A fost oarecum cea mai puțin vulnerabil. Și bătălia. Le-a câștigat pe toate, dar mereu a făcut compromisuri pentru a câștiga bătăliile și asta e o lovitură pe care, spre meritul lui politic, o duce în continuare și e clar că e dispus să se lupte până la capăt și că e într-o poziție în care nu prea mai are nimic de pierdut. Ce să mai pierde? Exact. Te lupi să taie. Suspendare, mă îndoiesc dintr-un motiv cât se poate de concret din punct de vedere electoral. Mai avem mai puțin de un an și jumătate până la alegerile prezidențiale. Klaus Iohannis este acum într-un moment favorabil, pentru că e pus și de dinamica politică, de majoritate în poziția aceasta și de slăbiciunea opoziției din Parlament. În poziția aceasta de a fi principala voce anti-PSD, principala voce a opoziției și poate capitaliza, dar cred că Liviu Dragnea e suficient de înțelept și matur politic să știe că dacă îl pune acum printr-o suspendare urmată de un referendum pe Klaus Iohannis în fața electoratului, PSD va face aceeași greșeală pe care a făcut-o în 2007, când l-a suspendat pe Traian Băsescu, care la momentul acela era la vale din punct de vedere al simpatiei. Ar fi pierdut foarte probabil în 2009, când ne amintim cât de aproape a câștigat. L-a repus în fața electoratului și a suflat cumva vânt în pânze. Acum suntem și mai aproape din nou de alegerile prezidențiale. Deci, da, până la alte considerente, cred că ăsta e principalul calcul pe care PSD și-l face și cred că sunt conștienți de asta. Eu am o mică, așa, cum să zic, un mic sentiment. Că în momentul ăsta pe Dragnea nu-l interesează dacă Iohannis mai câștigă sau nu un mandat. Mizele sunt cu ce instrumente rămâne președintele. Nu cred că pe actuala coaliție interesează foarte tare alegerile prezidențiale, pentru că din 2004 și până acum s-a dovedit că niciodată PSD-ul nu poate câștiga prezidențialele. Cred că s-au obișnuit cu asta. Cred că miza lor este că pot câștiga parlamentarele, lucru dovedit, pot avea cel mai bun scor la parlamentare dintre toate partidele și au nevoie de instrumente cu care să guverneze. Câtă vreme instrumentele sunt la ei, nu interesează cine este președintele României. Caz în care s-ar putea să-l suspende ca să capete toate instrumentele de care au nevoie. Nu credeți în această variantă? E foarte corect ce spuneți și cred că asta se coroborează și cu faptul că electoratul român, mai ales acel segment de un 15% pe care l-am văzut absent la cel 39% de la parlamentarele din 2016 și prezent la turul 2, 54% în 2014. Deci câtă vreme acel segment nu înțelege că până una alta parlamentul emană guvernul și are pâinea și cuțitul în mână când vine vorba de cea mai mare parte a deciziilor care se iau în țara asta în ceea ce privește legislație, deci toate lucrurile care ar putea să intereseze politicienii, dar și pe cetățeni în egală măsură. Deci, cred că mai degrabă dinspre electorat vine avantajul ăsta pe care PSD-l are și care, într-adevăr, îi pune mereu în prim plan când vine vorba de parlamentare și într-un plan secund când e vorba de prezidențiale. Cred că totuși un joc riscant pentru PSD să încerce să știrbească atribuțiile președintelui, apelând mereu la curte, tocmai pentru că e riscant. Curtea poate să fie într-o parte, fie în cealaltă. Suspendarea le dă un avantaj temporar, care e important până la urmă. Da, adică în timpul suspendării se pot întâmpla în acele 30 de zile două lucruri. Președintele interimar poate, de pildă, să semneze decretul de revocare al doamnei Kövesi. Președintele interimar poate să semneze decretul de numire a domnului Felix Bănilă în funcția de șef DICOT, pentru că a luat chiar și aviz pozitiv de la CSM, domnul Felix Bănilă. Președintele interimar ar putea să demareze o procedură prin care, de pildă, să-l trimită acasă pe șeful SRI, domnul Helvig.
președintele interimar, la fel de bine, ar putea să facă absolut toate lucrurile, mai puțin să acorde decorații, conform Constituției. Problema cea mare aici, la care revenim inclusiv în acest scenariu, care e plauzibil, este că dacă mergem mai departe cu el, sau și dacă nu, suntem în continuare într-o logică care pune foarte mult accent pe persoane. Pe persoana domnului Dragnea, pe persoana domnului Iohannis, pe persoana doamnei Chioveși, da, domnul Bănilă și alții care sunt implicați, că vine domnul Tăriceanu. Deci eu sunt absolut convins că domnului președinte Iohannis nu i-ar conveni să se întoarcă la Cotroceni cu doamna Codruța Chioveși scoasă din funcție, pentru că dânsa, nemai având ce pierde, poate să vrea și dânsa să candideze la președinție. Ori pe dreapta, atunci ar fi cel puțin așa, domnul Iohannis, domnul Cioloș. L-a lăsat să se înțeleagă că vrea și doamna Codruța Chioveși și pe același electorat. Domnul Cioloș a spus că va susține acel candidat cel mai bine plasat, care va învinge candidatul PSD. Dar asta înseamnă că deci, sigur, în 2. Sigur că e o portiță acolo, dar da, mai e mult până acolo. Dar problema, iarăși, revenim la o persoană sau la alta și suntem într-o logică în care inclusiv ne punem problema, mai ales după ce, acum mai puțin zilele astea, că vorbim de codul penal, dar după ce s-a dat acea decizie care o viza pe doamna Chioveși, imediat ne-am dus cu gândul, inclusiv președintele a făcut-o, la cum am putea modifica Constituția, să lansăm o dezbatere în care să ne gândim dacă e nevoie să modificăm felul în care funcționează instituțiile sau cum se raportează una la alta pentru a preveni situații de genul ăsta. Și eu zic că ar fi un lucru bun, poate să ne gândim cu calm, la cum am vrea să arate instituțional țara asta. Vrem mai mult înspre președinte, mai mult înspre parlament și să luăm niște decizii. Dar, fundamental, cred că problema nu este la felul în care sunt organizate acum instituțiile și raporturile dintre ele, ci la felul în care se comportă anumite persoane care ajung în acele funcții. Asta este, de fapt, problema. Și atunci, poate că e mai simplu, și asta spun de multă vreme, că miza, deși vorbim din când în când despre ele și, sigur, nu zilele astea, din păcate, miza poate e pe felul în care se recrutează elitele politice, poate pe sistem electoral, deși tot trecem prin reforme electorale și am trecut cam două în ultimii 10 ani. Nominal, am avut de toate și tot aia. Dar poate n-am găsit încă varianta cea mai bună și m-aș bucura să vorbim și despre asta. Pe suspendare, dacă ar fi teoretic să discutăm, avem un articol așa, 95 din Constituție, care se referă la suspendarea președintelui, îl aveți pe ecran, este suspendarea clasică, în care, nu e așa, este suspendat președintele de majoritatea senatorilor și deputaților, și după care trebuie organizat referendum pentru demiterea președintelui în 30 de zile de la data suspendării. Funcția vacantă este ocupată de președintele Senatului. După 30 de zile, în funcție de rezultatul referendumului, fie este demis, fie se întoarce la Cotroceni. Nimeni nu s-a gândit însă că mai există o formă de a-l trece pătușe pe președintele României. Se găsește punerea sub acuzare la articolul 96. Atenție! Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor, pot hotărâ punerea sub acuzare a președintelui României pentru o altă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și senatorilor și se aduce neîntârziat la cunoștință președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la fapte ce se impută. De la data punerii sub acuzare și până la data demiterii, președintele este suspendat de drept. Competența de judecat aparține în alte curți de casație și justiție. Președintele este demis de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Și ce înseamnă în alta trădare? Avem 398 cod penal în alta trădare. A rămas. N-au atins chestia asta. Faptele prevăzute în articole de la 394 la 397 săvârșite de președintele României sau de către alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, constituie infracțiunea de înaltă trădare și se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani. 397 spune așa, acțiuni împotriva ordinii constituționale și nesemnarea decretului după o decizie imperativă și obligatorie a Curții Constituționale ar putea să fie capătul de ață de care să se agațe unii în momentul de față. Problema e că nu știm dacă au două treimi din voturi. Asta e singura problemă. S-a gândit cineva la varianta asta? Păi, da. Dacă tot a deschis domnul Ludovic Orban ideea cu înalta trădare, ar putea și ei să replice la fel, având un capăt de ață. Președintele nu pune în execuție decizia Curții Constituționale. Deci e un atentat la ordinea constituțională. Suntem în continuare totuși în această logică de care președintele se agață, că nu este obligat, dar fără să aibă... Deci, suntem într-o dinamică aici, unde poate că e bine ca în alta curte, în cazul ăsta, să dea un punct de vedere, pentru că probabil e nevoie de un punct de vedere din zona juridică, care poate să ne lămurească dacă președintele forțează nota dincolo de limita legii sau nu. Dar întrebarea atunci este la fel...
ca pentru cei care își doresc foarte tare să dispară din schemă domnul Dragnea, cumva, sau doamna Dăncilă. La fel pentru cei care vor să dispară din schemă domnul Iohannis. Cu ce va fi diferit fundamental politica românească, felul în care funcționează instituțiile și viața românilor afectați de deciziile acestor instituții dacă dispare unul sau altul din joc? Deci suntem într-o logică foarte păguboasă în care fiecare parte, la nivel personal oarecum, încearcă să-și mențină poziția. E de înțeles, până la urmă, uman. Dar nu asta ar trebui să fie bătălia mare pe care să o ducă nici Parlamentul și nici constituțional care ar fi putut să media ca să nu se ajungă la personificarea acestei chestiuni și să reculeze doar cu mecanisme legale și constituționale, ar fi fost chiar președintele, prin Constituție. N-ai altă instanță care să păstreze echilibrul puterilor în stat și să medieze între societate și instituții și așa mai departe, decât președintele. Păi, în afară de președinte, nu mai e în România pe altcineva. Suntem în situația în care avem două instituții care își revendică legitimitatea supremă în stat, Parlamentul și președintele, și dacă ne uităm din 90 încoace, cam de fiecare dată când am avut tabere politice diferite la conducerea fiecarei dintre cele două instituții, am avut momente de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, și președintele are de dat sau poate să-și schimbe cumva felul în care pune problema zilele astea cu privire la această decizie care îi subminează poate chiar mesajul pe care l-a dat multă vreme cu privire la felul în care și-a asumat că protejează instituțiile și mai puțin persoanele. În același timp, așa cum Liviu Dragnea cred că se simte și PSD se simte de multe ori puși cumva la colț de către DNA, protestatari, președinte, ambasade, Comisie Europeană, deci toți acești actori care s-au exprimat inclusiv zilele astea și astăzi cu privire la ce se întâmplă în Parlament, și președintele cred că se simte oarecum pus la colț, inclusiv de decizia Curții Constituționale, coroborată cu ceea ce se întâmplă în Parlament. Înseamnă că și tu să o ia personal până la urmă, în logica războiului. E posibil ca toată lumea să o ia personal și până la urmă nici unii, nici alții nu sunt fundamental în afara procedurii. De acord cu discuția legată de când ar trebui să semneze sau dacă trebuia până acum să semneze președintele, dar și dincolo. Și doamnei Chiove și mandatul la anul, până la urmă. Da, și până la urmă putem să ajungem până acolo. Pe de altă parte, să ne uităm că și președintele astăzi nu a atacat în mod direct anumite modificări de la codul penal, ci a atacat procedura. Se leagă de felul în care Parlamentul procedural, și aici tind să fiu mai degrabă în acea zonă, pentru că noi acum un an jumate... Să vom rimas puțin ca să luăm și pauză. Protestam împotriva ordonanței 13, fundamental, da, dar acum împotriva unui proces care nu e transparent, dar acum în Comisia Iordache, mai puțin ce s-a întâmplat în plen, s-a trecut destul de pe repede înainte și la fel de netransparent. Nu e diferență foarte mare între cele două procese și asta, de fapt, aruncă o umbră de îndoială asupra conținutului în sine. Bun, după pauză revenim și cu o opinie avizată despre codul penal, un fost avocat al poporului, fost avocat al poporului din perioada mandatului Băsescu, ca să fie limpede, că asta e foarte interesant. Ce spune despre nou cod penal, ca să mai demontăm puțin din metaforele folosite atunci pe post de argument. Rămâneți cu noi, revenim. Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania. Still paying cash in 2018. Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe.
Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Sigur, dacă tot ne aflăm în zona codurilor penale, vă spuneam că există un top al diversiunilor sau al metaforelor folosite pe post de argument. Despre modificările aduse astăzi, are un punct de vedere George Iancu, fost avocat al poporului. Iată pe scurt ce spune George Iancu. Atenție mare că este vorba și despre două convenții semnate de România. Esența acestor modificări este că pune în aplicare două convenții mondiale, Convenția de la New York referitoare la corupție și Convenția de la Merida, care se referă inclusiv la abuzul în serviciu și definește cum trebuie să fie abuzul în serviciu, ceea ce de fapt s-a și făcut. A doua chestie este că s-a abrogat porcăria care era făcută acum vreo 10 ani și care includea abuzul în serviciu la infracțiuni de corupție, ceea ce era o prostie. Era 13 indice 2 din legea 78 din 2000, care prevedea infracțiunea de abuz ca și conexă la infracțiunile de corupție și era legea DNA-ului. În condițiile acestea, DNA se sesiza pentru o infracțiune care nu are nicio legătură cu corupția, ci infracțiune de serviciu, cum e codul penal. Și DICOT-ul se mai sesiza pentru că abuzul în serviciu putea să fie săvârșit de mai multe persoane și așa se făcea un grup infracțional. Trebuia să se pună capăt la treaba asta. În plus, s-au prevăzut niște prescripții, în sensul că prescripțiile respective au rolul de a grăbi urmărirea penală. Nu să o lungim la 14 ani, pentru că sunt oameni care au fost prinși după 14 ani pentru o înșelăciune care se condamnă până la 5 ani. Procurorii încep să dea de greu și să mai și transpire pentru ceea ce fac. Aceste modificări la codul penal nu numai că sunt binevenite, dar sunt și în contextul mondial actual. Adică haide să ne mai modernizăm și noi. Degeaba urlă USR-ul printr-un băiețel care spune că a terminat la noi la stat în 2001 pentru că se face de râs. Eu știu despre ce vorbesc. El se leagă de tot felul de prostii care nu au nicio valoare. Pentru că domnul Iancu era și profesor, de-aia știe ce vorbește. Dar mai spune George Iancu ceva, și anume că în 2016 a existat o decizie a Curții Constituționale pe abuzul în serviciu, 405, care, zice Iancu, spune clar, în perioada comunismului nu exista abuz de putere, ci abuzul în serviciu, pentru că la putere erau comuniștii și nu puteai să-i baci pe ei în pușcărie. Era abuzul în serviciu pentru cei care nu erau la putere. În societățile care nu sunt bazate pe comunism, este invers. Există abuzul de putere pentru cei mari și nu există abuzul în serviciu. Este o chestie politică. Cei care fac scandal că de ce abuzul în serviciu este reglementat așa, habar nu au. În comunism nu ai cum să-i bagi în pușcărie pentru abuz de putere și de-aia există abuzul în serviciu. Și rușii au făcut treaba asta. Chiar Curtea Constituțională, dacă vă uitați pe decizia despre care pe care v-am spus-o, o să vedeți că spune că este o abordare stalinistă aceasta a abuzului în serviciu și le-a fost foarte greu legislațiilor să o introducă în legislația din țările care au trecut la Uniunea Europeană. Pentru că noi am avut asta reglementat înainte să intrăm în Uniunea Europeană. George Iancu, avocat al poporului, perioada Băsescu. Acum și Traian Băsescu și-a mai nuanțat pozițiile, sigur, neapărat zilele astea, dar Traian Băsescu de azi cu Traian Băsescu de când era președinte, ca fiind dezacord pe multe Băsescu, chestii. Traian deci... și Traian Băsescu nu prea să înțeleg. Nu prea să mai înțeleg, e adevărat. Eu mă bucur că domnul Iancu exprimă un punct de vedere. Într-adevăr, e avizat prin tot ceea ce îl recomandă. În același timp, să ne amintim că luările de poziții din partea celor care vin din branșă oarecum au mai existat și în lunile trecute. De când vorbim despre legile justiției, au mai fost opinii din mai multe zone ale care reprezintă magistrați și procurori și judecători dinspre CSM și critice și favorabile față de ceea ce se întâmplă sau mai tehnice, pentru că asta cred că lipsește foarte mult. Nu neapărat că nu au fost spuse, dar pentru că nu se aud. Pentru că noi avem două tabere politice dublate de niște tare. Tabere care strigă într-atât de tare că oricine încearcă să exprime un punct de vedere ceva mai calm, mai echilibrat. Și general, punctele astea tehniciste sunt mai greu de înțeles. Sunt mai greu de înțeles și cumva automat sunt asimilate de către cei care strigă cu partizanat cu cealaltă tabără, chiar dacă nu e vorba despre așa ceva. Doamna judecătora Adina Lupe
Ciuba de la Curtea de Apel Cluj mi-a spus un lucru, că la codul de procedură penală, dacă îl scuturi în momentul ăsta, rămâi cu coperțile. Atât de multe articole au fost declarate neconstituționale. Ea, când judecă, stătea cu vraful de decizii de neconstituționalitate în dreapta, peste care tot mai veneau încă una și încă una și încă una de pe la procesele care se suspendau și se trimiteau la controlul de constituționalitate și nu prea mai avea cum ce să lucreze cu cartea, ci lucra cu vraful de deciziile de neconstituționalitate. Păi, de ce n-a protestat domnul Klaus Iohannis când domnul Predoiu, sau de ce n-a protestat Predoiu pentru că domnul Predoiu a trecut prin asumare toate chestiunile astea? În forma asta, găurită ca o sită. Da, e un punct de vedere corect până la urmă, pentru că astfel de... și sprijină cumva ceea ce spuneam înainte. Fiecare strigă atunci când nu-i convine ce face o anumită instituție și cred că asta e iarăși problema de fond în care ne aflăm în aceste zile. Ar trebui totuși până la urmă să încercăm, poate noi, nu știu, mass media, cei care exprimăm poziții sau avem ocazia să vorbim despre lucrurile astea, să încercăm să dăm mai mult atenție la aceste puncte de vedere care vin despre cei care se pricep cu adevărat, pentru că aceste și modificările la codul penal sunt multe. Toate legile justiției care au influență asupra sistemului de justiție sunt atât de multe și modificările sunt atât de numeroase încât cu siguranță unele sunt mai bune, unele sunt mai puțin bune. Bun, dar fiecare dintre tabere ia constituționale până la urmă, pentru că legile justiției sunt încă în procedură de contestare. Așa e, așa e. Și probabil că și codurile vor suferi aceeași procedură. Deja președintele a anunțat, pot contesta și grupurile parlamentare, deci nu se oprește doar la președinte. Da, cu siguranță va fi acest filtru, ceea ce și e foarte bine că... Și poate să mai dureze luni de zile, deci. E foarte bine că există și, da, dinamica aceasta legată strict de justiție nu se va termina prea curând și, indiferent ce va decide curtea, și cred că asta e o problemă în sine, nimeni nu va fi mulțumit până la capăt. Adică noi vom merge și suntem în logica asta, să ne amintim, cred că cel puțin de la Adrian Năstase încoace, suntem într-o luptă continuă cu privire la felul în care politicul se raportează la mediul de justiție. Deci pentru noi, mă rog, ca să virez un pic într-o zonă mai teoretică, dar nu insist foarte mult pe asta, felul în care lumea se raportează la justiție s-a transformat într-un clivaj. Deci noi acum avem societatea polarizată cu privire la justiție, avem partidele împărțite în sistemul de partide cu privire la ceea ce se întâmplă în justiție. Și e normal oarecum până la un punct să fie așa. Problema e că partidele și mai ales elitele partidelor contribuie la războiul ăsta care se acutizează în interiorul societății și pe care îl vedem și în felul în care alegătorii sau susținătorii unui partid sau altuia se raportează unii la alții. Îl vedem foarte mult când se apropie alegeri de orice fel, îl vedem când avem proteste și dintr-o parte și din alta, că deja am avut și din partea cealaltă. Și asta e o problemă care ne va afecta pe termen lung, indiferent că va mai fi Chiove și Dragnea, Iohannis sau alții, da, sau indiferent cum va arăta acest cod penal până la urmă. Căpătat, ca să spun așa, obiceiul ăsta, nu mai contează cine sunt șefii de instituții. Atenție, haideți să vedem tot scandalul ăsta, că e un scandal de aproape un an de zile în continuu, dacă punctează cumva prin sondaje. Sociopol a făcut un sondaj. O să vă arăt doar trei planșe din sondaj. Prima este ce cred ei despre oamenii despre condamnarea lui Dragnea. A fost sau nu execuție politică? Acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea nu sunt adevărate, este un proces politic, 45%. Acuzațiile din procesul lui Liviu Dragnea sunt adevărate, condamnarea n-a fost influențată politic, 35%. Nouă răspunsuri, 20%. Pam, pam. 20%. E mult acel 20%. E mult și 45%, dar în principiu arată ceea ce spuneam mai devreme, cât de împărțită este societatea cu privire la ceea ce se întâmplă acum în politică și inclusiv la felul în care se raportează cu privire la o persoană sau alta ajuns într-o astfel de situație. Eu nu cred că mulți dintre cei care s-au exprimat în acest sondaj și presupunem că reprezentativ pentru populație. Da. Înțeleg foarte clar despre ce a fost vorba în procesul Liviu Dragnea, așa cum nu cred că mulți înțeleg despre ce a fost vorba în primul proces al lui Liviu Dragnea, cel legat de referendum. Ar trebui predat la facultăți primul proces. Și asta vine mănușă pentru ambele tabere. Și pentru că nimeni vorbește despre substanță. Dacă îți place de Dragnea, vei spune că a fost execuție politică. Dacă l-antipatisezi pe Dragnea, vei spune că a fost justiția în forma aici mai pură. Cum s-a stins toată povestea cu discuția cu Tăricianu penal după achitare? Au mai zis ceva de Tăricianu? Ok. Încrederea în personalități. Încrederea în personalități arată în felul următor. 50% Raed Arafat, dar omul acesta nu se implică politic, deci poate că nefiind o miză, toată lumea e de acord cu chestia asta. 25% Firea, 24% Iohannis, 19% Chiove și în urcare, atenție, Chiove și la 19%, 17% Tăricianu, 15% Dragnea, 14% Isărescu, 13% Cioloș, 12% Ponta, 12% Dăncilă, 8% Orban
7 Traian Băsescu. Când mă uit la chestia asta, îmi vine să vă întreb dacă opoziția a ieșit întărită sau slăbită din războiul ăsta. Mă uit la Orban, de pildă. Da, acum și percepția, Cioloș chiar. Și percepția oamenilor ne spune ceva. Cioloș nu mai e atât de mult în prim planul politicii, că parțial se suprapune cu notorietatea când vorbim despre încredere, pentru că e mai multă încredere dacă cunoști personajul respectiv, dacă îl vezi mai des, dacă poți empatiza cumva. Poți exprima un punct de vedere mai... Dar opoziția politic, dincolo de percepția oamenilor cu privire la liderii opoziției, să spunem, nu cred că este întărită din ceea ce se întâmplă. Dar oare avem și date despre încrederea în instituții? Pentru că mai degrabă acolo m-aș duce, apropo de ceea ce spuneam mai devreme. Problema noastră este că ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, ce se întâmplă de un an jumătate încoace și de multă vreme încoace, alimentează un lucru, o problemă fundamentală despre care am mai vorbit. Cota foarte joasă de încredere în instituții și mai ales în instituțiile fundamentale, repet, de ori de câte ori am ocazia, în ale democrației reprezentative, partide și parlament. Absolut. Felul în care se comportă partidele, cam toate, felul în care se comportă parlamentul, inclusiv prin... a respecta procedura, dar într-un fel, fie, pentru că vorbim acum despre, și e corect ce spune domnul Iancu, procese care se întind foarte mult, dar la fel se întind uneori legi foarte mult în Parlament, care sunt legi poate importante și ținute la sertar de cei care controlează birourile permanente. Alte ori trec foarte repede când e cazul să se întâmple lucrurile astea. Deci felul în care funcționează instituțiile dă apă la moară în neîncrederii oamenilor și e până la urmă o chestiune de responsabilitate politică, pentru că fără încredere în instituțiile fundamentale avem un problemă mare. Domnul Raed Arafat, sigur, un personaj, mă rog, respectabil și care a făcut multe lucruri bune, e și criticabil din multe puncte de vedere, dar e un om care nu vine din zona aceasta de instituții politice. Vine, păi da, probabil că ăsta e capitalul de încredere, de aici se trage. E specific unei zone care nu ține de instituții ale specifice democrației. Așa, okay, cum... pentru că în apropiere de final vreau să dau și planșa cu intenția de vot la partide, okay, dacă ar fi alegeri. PSD 41%, PNL 20%, ALDE 12%. Dom'le, ALDE a ajuns de la 5 și ceva la 12%. 5 și ceva avea la alegeri. Mișcarea România Împreună e Cioloș 7, USR 7, Pro-România lui Ponta 5, UDMR 4, da, aici ponderarea e mai complicată pentru că UDMR e grupată în câteva județe foarte importante ca densitate. Sigur fac pragul, nu vă faceți probleme, ne oprim cam aici, nu mai mergem mai jos de UDMR. Deci pe cei de la PSD se pare că scandalul ăsta nu i-a zdruncinat tare. Dacă adun PSD cu ALDE, ar avea mai mult decât au avut în urma alegerilor. Pentru că ALDE are 12 între timp. Eu spuneam anul trecut, pe vremea moțiunii împotriva lui Grindeanu, că poate cel mai înțelept lucru contraintuitiv oarecum din partea lui Dragnea este să convoace, să forțeze, să permită, de fapt, pentru că se cereau alegeri anticipate, să le permită, pentru că opoziția nu era deloc organizată și cred că nu e nici azi, electoral vorbind, ca să fie într-o logică de campanie. PSD va miza întotdeauna pe un tip de electorat care este stabil, fidel și care nici nu crește, nici nu prea scade. Deci cred că sigur, e un 41% în sondajul acesta, probabil că, nu știu dacă nu se raporta la intenția... Știți că la alegerile trecute au luat mai mult la vot decât în sondaje. Da, e adevărat. Dar sunt curios dacă se raportează la intenția de vot doar pentru cei care au spus că ar vota, exact. Nu pentru cei care sunt nehotărâți. Deci, în ponderea în populația ca electorat a PSD-ului în momentul ăsta, e undeva la un 3 milioane și jumătate de alegători care sunt stabili. Indiferent... nefericit că unii se așteaptă să tot îmbătrânească, da, electoratul PSD-ului până când PSD nu va mai avea sprijin. Calcul greșit, în 2016 la alegeri, structura a fost mai mult urban decât rural, mai mult cu studii medii și superioare decât celelalte, a fost total altfel decât până atunci la PSD. Au uitat niște critici în metafore. Aici sunt niște explicații sociologice care ne pot lămuri, și anume că pe măsură ce populația îmbătrânește, devine tot mai conservatoare. Să nu uităm că PSD e pe un culoar conservator, dincolo, da, fie social-democrați de stânga, mă rog, de discuta și asta, dar sunt foarte conservatori. Și ei știu cum să vorbească pentru un tip de electorat care are un anumit fel de griji. Cam de pe la 40-50 de ani încolo, chiar dacă poate acum 20 de ani erai, votai cu Emil Constantinescu și Convenția Democrată, s-ar putea ca acum să ai un alt fel de griji. Te gândești la educația copiilor tăi, poate nu mai ești așa sigur cu locul de muncă și dacă te prinde o problemă legată de asta pe la 50 de ani, atunci e mai dificil și PSD știe cum să vorbească pentru acei oameni. Nu s-a prea mutat. Nu s-a prea mutat și nu prea se va muta. Cheia este la cei care, pe politic vorbind, se opun PSD-ului, să știe să mobilizeze acel electorat
care e mai numeros, cred, împotriva, dar care se opune PSD-ului, dar care nu vine la vot pentru că nu e convins de opoziție. Ok, deci trebuie să-i convingă opoziția. Iar domnul Ludovic Orban tocmai și-a pus vreo 24 de filiale în cap, conform PSN News, care l-ar dori schimbat, ca să înțelegem că pe fondul ăsta nu prea ai ce să mobilizezi. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru prezența aici la noi în studio NCN. Rămâneți cu noi, ne revedem mâine. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Rosal te învață să colectezi selectiv deșeurile, fiindcă ele sunt resurse și nu trebuie să le irosim. Indiferent dacă locuiești la casă sau la bloc, trebuie să colectezi selectiv deșeurile pe două fracții, fracție uscată și fracție umedă. Clujenii care locuiesc la case trebuie să scoată fracțiile la poartă în zile diferite sau să le colecteze pe cele două fracții la punctele gospodărești amenajate în acest sens. Cei de la blocuri trebuie să identifice punctele de colectare de tip clopot aflate în oraș. Mai multe informații pe www.rosal.ro sau la telefon 0264 987. Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonida spita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Julius Mall și participă la Revoluția din Cartea de Bucate. Demetra Boutique este un salon cochet de rochii de mireasă și rochii de seară situat în inima orașului Cluj-Napoca, ce oferă clientelor care îi trec pragul creațiile unor designer consacrați precum Demetrios by Elisa, Tarik Ediz, Farah Sposa, Novia Dar sau Studio Collection by Saint Petri. Pregătește-te să întorci toate privirile la evenimentele speciale din viața ta și îndrăznește să fii superbă. Te așteptăm pe strada Eroilor 14 sau pe www.demetraboutique.ro. Nobila Casa este acum și în Julius Mall. Vino să vizitezi noul concept Nobila Casa și să îi iei niște cadouri casei tale. Avem o grămadă de minunății pentru bucătărie, living, baie și dormitor, textile decorative, plus că îți putem da o grămadă de idei de cadouri pentru cei dragi. Te așteptăm la Julius Mall cu cei mai buni specialiști în obiecte de decorațiuni interioare. Nobila Casa, decorațiuni pentru casa ta.
Cauți un apartament în Cluj, pe strada Aurel Vlaicu, în cartierul Mărăști, unul dintre cei mai serioși dezvoltatori imobiliari din Cluj ridică cel mai modern ansamblu rezidențial din zonă. Apartamentele de una, două sau trei camere cu terase generoase, parcări subterane la subsol, spații comerciale la parter, au ca termen de finalizare luna martie 2018. Fii pe fază și ia unul dintre aceste apartamente, care se vor preda semifinisate, dar la un mare grad de investiție, având centrală termică și calorifere, instalații trase pe poziție, geamuri termopane și ușă metalică la intrare. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. De câte ori v-ați întrebat ce fac pentru voi deputații și senatorii pentru care ați pus ștampila pe buletinul de vot la fiecare scrutin? Dacă până acum nu ați avut răbdare să le analizați activitatea, facem noi acest lucru. În 3 minute vă arătăm cât și ce au muncit parlamentarii din fiecare județ. Astăzi analizăm activitatea deputatului Aurel Căciulă, ales în circumscripția electorală numărul 39 Vaslui pe listele PSD. În anii 80, parlamentarul social-democrat a fost prelucrător prin așchiere, apoi a lucrat ca tehnician, utilaj petrolier și administrator. Din 2004 a fost consilier local în Huș, în 2014 a ajuns viceprimar, iar din 2016 este deputat. Activitatea sa din acest mandat arată astfel: 13 luări de cuvânt, 8 declarații politice, 55 de propuneri legislative și o moțiune. Întreaga durata luărilor de cuvânt este de doar 4 minute și 36 de secunde. Una dintre luările de cuvânt este depunerea jurământului, iar alte declarații au fost depuse în scris. Puținele sale intervenții verbale sunt lipsite de importanță. Nu a apărut la post de televiziune, nu a ieșit cu declarații în presă, deci putem spune că tinde spre invizibilitate totală. România a arătat că poate avea creștere economică, însă această creștere trebuie să se regăsească în buzunarele românilor pentru a putea întări clasa de mijloc. În actualul mandat, Aurel Căciulă a avut 2756 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 88%. Pentru munca depusă în Parlament, Aurel Căciulă încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Aurel Căciulă este un controversat om de afaceri din domeniul construcțiilor, care a fost implicat într-un scandal în 2013. Atunci, 8 apartamente dintr-un bloc construit de el au fost arse în urma unui incendiu. Ancheta pompierilor a arătat că nu au fost respectate normele elementare de siguranță. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui au deschis un dosar penal pentru distrugere. În 2008, același om de afaceri a fost implicat într-un tun imobiliar de 100.000 de euro. El cumpăra la prețuri foarte mici terenuri pe care îi le punea la dispoziție primăria Huș. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PSD Vaslui. Fidelitate partidului pe care îl reprezintă, prezență ridicată la votul electronic. Punctele sale slabe sunt următoarele: intervenții foarte puține în Camera Deputaților, număr redus de proiecte de lege propuse, implicat în afaceri dubioase cu statul și dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea depusă în acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Vaslui, Aurel Căciulă. Gata, bă. 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 Bă.
Uite ce zi e, mă! Uite că avem poate pontoane, mă! Poate pontoane, mă! Nu, mă, că nu știu să intru în direct, mă! Nu ești nimeni, mă! E gata, mă! Ce scade acum apa imediat? Gata, au dus podul. Gata, e gata! Bă, de să-l împlinia din fundul în grădinii, că fă din bune, mă! E gata, l-a duce să-l oprește pe undeva! Auzi! Ce faci? Nu acum trebuie o mașină să-mi trebuie! Nu, gata! A zis că nu durează ceasă! Era pe pod, acolo ne doaște! Băi, o... E gata, bă, băieți, podul tău. Nu, că putea sta pe pod, că n-am, ne duceam în jos, mă. Ui, cum să duc eu? Mamă, mamă! Gata! Gata podul tău. Să-i intre Ioanis! Oprește, poate, prin când. Ioanis, America! De cum... Băi, cum plutește, bă, pe apă, bă. Și ăla-i gri, bă. Lăsați! Acolo. Gata. Ajuns târziu. Da, bă, trimite și. Bă, la fix asta. Eu nu știu, mă, eu cred că am filmat, mă. Și eu sper că am filmat. Nu? Dacă arată acolo sus minute și așa, da. Arată-mi. Da, mai filmez încă. Gata, noroc. Da, da, filmat. Da. Ia uite cum. Acolo nu mai, a? Nu, că tu. Ăla-i, da, așa nu pe sâncile de acolo. Gata, bă, băieți. Acum scade apa, uite cum scade apa. Da. Cum a zis că scade apa, băi, zici că... Ia uite ce să zice. Uite, bă, băi, băi. Uite podul, s-o opri, bă. S-o opri, s-o opri. S-o opri podul. S-o opri. Bă, măcar să recuperăm noi fierul, nu așa. Îl duce, îl duce, uite, uite, uite. Aha. Știu de ce oprește în unghiul cornii. Auzi? 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 Auzi